Domnule ministru, 9 iulie veți merge în Republica Moldova pentru inaugurarea celor două noi consulate de la Cahul și Bălți, o idee născută cu foarte multă vreme în urmă și iată că devine realitate. Cititorii Hot News au fost interesați de oportunitatea deschiderii acestor consulate și de costurile pe care le presupune deschiderea în condiții de criză economică și de reduceri care trebuie luate de fiecare minister în parte. Ce a presupus această deschidere a consulatelor României la Cahul și Bălți din punct de vedere financiar și de personal? Înființarea a două noi instituții consulare comportă un efort financiar și logistic destul de mare. L-am acoperit în proporție de 90% din fondurile alocate prin facilitatea Schengen, deci cu bani europeni, doar 10% care erau deja bugetați, deci incluși în bugetul MAE, au fost adăugați acestor fonduri europene. Rezultatul este, cred eu, compatibil cu toate standardele Schengen, atât în ceea ce privește funcționalitatea și securitatea celor două clădiri, cât și dotările logistice și antrenamentul profesional pentru personalul care a fost deplasat acolo, în cea mai mare parte din centrala Ministerului de Externe sau prin realocări de la alte secții consulare, cât și cu ajutorul Ministerului Administrației și Internelor, care a detașat 10 oameni. Presupune deschiderea acestor două consulate închiderea altora în părți mai puțin solicitate ale lumii? Sau restrângerea activității consulare? În procesul de restructurare prin care trece și Ministerul Afacerilor Externe, luăm în calcul închiderea anumitor consulate și pe listă se află cele care costă mai mult decât produc prin încasări. Și anume, sunt câteva, nu e definitivată această listă, dar acesta e criteriu de bază. În rest, însă, acolo unde consulatele au fost create în mijlocul unor comunități românești compacte, trebuie să suportăm în continuare efortul financiar pentru a le menține în funcțiune. Aceste două consulate au fost deschise în 8 luni de zile de la decretul de înființare a lor. Este un timp foarte scurt și întrebarea este, această grabă, în afară de marea necesitate a celor două presupusă de tratatul de mic trafic de frontieră, s-a datorat cumva și situației politice de la Chișinău. Am văzut că sondajele indică comuniștii în fruntea lor, Voronin cu șanse la președinție și este bine cunoscut sentimentul oarecum ostil față de România al acestora. Noi ne-am grăbit să europenizăm relația bilaterală, în primul rând. Deci să trimitem un nou ambasador, o nouă echipă și să creăm aceste prime două consulate generale din Republica Moldova deschise de către un stat membru UE. Vedem cele două consulate și ca pe niște antene ale întregii comunități europene în Republica Moldova și suntem siguri că pe lângă activitatea consulară ele vor atrage și evenimente publice, culturale, un dialog mai larg cu comunitățile din circumscripțiile respective. Deci sunt două antene europene în primul rând, dar și naționale în ceea ce ne privește, pentru că avem acordul de mic trafic de frontieră, așa cum spuneați. Avem foarte multe solicitări de alte servicii, vize sau acte de stare civilă, pașapoarte, precum și solicitări privitoare la redobândirea cetățeniei române. Nu puteam procesa acest flux numai prin secția consulară de la Chișinău, așa încât deschiderea celorlalte două instituții a fost necesară, dată fiind relația noastră privilegiată cu Republica Moldova și angajamentul nostru de a sprijini parcursul european al Republicii Moldova. Nu interferăm în viața politică internă a altui stat, dar nici nu ne ascundem convingerea că Alianța pentru Integrare Europeană este prima forță politică în stare să aducă mai aproape Republica Moldova de Uniunea Europeană și în același timp dornică să facă acest lucru printr-o opțiune.
Apropo de acest personal consular, au existat printre cititorii Hot News care în dialogul cu dumneavoastră au semnalat faptul că unii sunt puțin scârbiți sau cu aer de colonizator, cum spunea unul dintre aceștia, și vă întreba ce veți face pentru îmbunătățirea calității personalului consular, iar eu aș adăuga la această întrebare o alta, dacă la Cahul și Bălți, la ghișee se vor afla tot cetățeni moldoveni, personal local angajat? Încercăm să trimitem numai oameni de la București care au pregătire consulară, un background juridic și care au experiență în acest domeniu. Sigur că și în domnul Teculescu și doamna Șerbu, noi consul general, sunt oameni cu o lungă experiență și care au primit instrucțiuni clare pentru ca transparența și calitatea fiecărui serviciu consular și relația de zi cu zi cu publicul să fie una normală, cât mai aproape de ceea ce ne-am dorit noi înșine dacă am fi de partea cealaltă a ghișeului. Ultima întrebare aș mai avea. Despre clădirea consulatului din Bălți s-a scris mai ales în presa moldovenească, presa română a preluat acele informații, ar fi aparținut unui om de afaceri local, destul de controversat potrivit presei moldovenești și v-aș întreba de ce s-a preferat această clădire și cum v-ați asigurat că nu va plana asupra mai comentarii tendențioase de genul bani europeni, nu? Că știm că această clădire a fost cumpărată prin facilitatea Schengen, au ajuns în mâinile unui mafiot local. Bălți e un oraș frumos, dar nu e o metropolă. E greu să găsești o clădire adecvată pentru funcționarea unui consulat general. Am selecționat de pe piața imobiliară această clădire. Procesul de licitație publică a fost transparent. Evaluarea clădirii s-a făcut cu un expert independent de la BRD. Am negociat cu proprietarul scăderea prețului puțin sub evaluarea făcută de către amintitul expert și contractul nu are nicio deficiență juridică, deci este pur și simplu, ne-a interesat funcționalitatea clădirii și adecvarea ei la toată aparatura care a fost instalată acolo și la lucru efectiv cu publicul.